Echipa națională de handbal junior a României s-a calificat la campionatul european. Selecționata, condusă de Suceveanul Vasile Buca, a remizat cu Letonia, scor 41 la 41, în al treilea meci din turneul de calificare organizat în Austria. Cu o victorie contra Finlandei, scor 42 la 27 și o înfrângere la limită în fața Austriei, scor 36 la 37, România s-a calificat la turneul final din Muntenegru de pe locul secund în grupa E. În meciul cu Letonia, CSU Suceava a fost reprezentat de interul stânga Codrin Dascălu, 6 goluri, coordonatorul Andrei Rață, 5 goluri, pivotul Emanuel Șerban, 2 goluri, extrema stângă Teodor Ilucă, un gol, extrema dreaptă Eduard Rusu, un gol, portarul Răzvan Râpă, antrenorul Vasile Boca și kinetoterapeutul Mihai Vornicu. Acest turneu a fost extraordinar de intens, având parte de trei meciuri grele. Am muncit cu toții foarte mult pentru a reuși să obținem această calificare. Este un prim pas pe care am reușit să-l facem. Suntem fericiți că munca noastră de atâta timp a dat roade într-un final. Vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor care ne-au susținut de la sală și de acasă. Hai România! A declarat capitanul naționalei Suceveanul Codin Dascălu. La rândul său, antrenorul selecționat României, Suceveanul Vasile Boca a declarat: Viața nu se măsoară după numărul de respirații, ci după numărul momentelor care îți taie respirația. Mulțumim tuturor celor care au crezut și cred în noi, sunt mândru de cea mai frumoasă echipă din lume.